Uite aici, echipa lui Andraș, Welt, Gepard, Nguan și Natasha n-au rezonanță nici unul cu celălalt. Frumos. Frumos. Tl 52, încă mai este mult de mâncat. Avem tot felul de... și o Bronia, vă, că... nu-s prea multe caractere, ce-i drept. Nu cred că pot să mă uit la build, pentru că nu am la ce să mă uit, cred că, cum observ. Ce ai dorit să fac, Andraș, la contul tău? Hai să vedem dacă ce echipă putem face. Avem cu domn... stai, are quick aici, așa -i? Da, quick, ok. Avem cu domnul... nici four star-uri nu prea a fost ce-a fost. N-aș pune Bronia cu domnul Susano, pentru că amândouă îi consumă foarte multe săpăuri. Dacă mai pun și Bronia, nu-ți dai tu veci treaba aia. Aici e doamna pentru buff de atac și ultimată cât mai des. Puținele caractere. Foarte puținele. Dacă vrei, poți să joci și cu domnul Ratio, ceva de genul. Și te focusezi pe domnul Ratio cu cât mai multe posibil să aibă cum se numește, creta. Hai, asta merge foarte bine. Să știi, Andraș, că doamna asta e al dracului de puternică, făcută bine. Dacă vrei echipă de dot, ar merge Shampo, asta, chitarista, un healer sau un shielder, tu alegi. Și ar merge perfect. Vreau el să folosesc cam și arma sa. Atunci, asta cea mai bună echipă pentru el, care ți-o sugerez. Dar în cazul ăsta, nu joci Bronia. În cazul ăsta, unde-i? În cazul ăsta, joci așa. Pentru că setul lui domnul Ratio, ai șansă mai mare să dai cu creta cu câte de buff-uri are inamicul. Cu asta, practic, de fiecare dată când tu dai cu creta, o să dai 100% șansă. Tân, 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 tân. Dă doar la imaginare, nu? Nu, dă atac. Welt, poți să joci la două build-uri, sub de PS sau suport, cum vrei. Dacă ai cartea lui, îți sugerez sub de PS. Cu setul ăsta, absolut. Asta e bunicică, dar imaginarii aici îți recomand să fie energy recharge, că tu trebuie să spamezi ultimata aia. Aici speed toată ziua cu critical damage, sigur. La el o să trebuiască critical damage, cam atâta și mult atac cu imaginary damage. Setul de debuff, dacă l-ai deblocat, sperăm. Nu l-ai deblocat încă. Încă în zona mai încolo un pic. Ai de făcut un pic de poveste. Până atunci poți folosi și imaginarii. Carte ce ai aici? Aici ai, asta. Eu ți-o cumpăr direct. Pe domna o să trăiască full set de gheață. Sau două gheață, două atac, depinde de tine. Ale două bucăți de acolo, de la ea, o să fie setul ăsta. În care ajută să fii fake resist, dar dă la toată echipa, o să dea 10% critical damage, ajută foarte, foarte mult. El, setul ăsta, da, dar setul cu def aici, ăsta, cu energy recharge la doamna codiță, uite, ai, perfect, perfect, uite așa, perfect, deja au prins culoare. Să termin ăștia 4 ar fi ceva. Travel-ul, nu setul ăsta, travel-ul, tot setul 4 de defense. Ăsta de aici cu de defense, cum ala e și pe March și pe Gepard. La asta e bine așa, trebuie chiar maxată și poți să ieși așa. Eu aș încă am four star pe ea. Pe healerița asta e perfectă, nu trebuie mai mult, își face treaba ca în prima zi. Pe domnul, astea două sunt bune, astea patru trebuie schimbate, că s-o schimba setul, cum este unul mai bun. Din zona nouă, încă n-ai ajuns acolo, încă nu poți neapărat să-ți spun că nu ai. Bronia, uite, carte pentru Bronia dacă vrei să o faci. Setul de viteză îi
Îl ai? E ăsta. 4 bucăți din ăsta. Dacă și dai și ăsta, setul ăla tot ăla verde, că ăsta e setul de suport bun, care dă critica damage, asta înseamnă că îți dă și ții câte damage în plus, pentru că îți dea și ea buff singur, asta te ajută foarte mult să faci mult, sincer, tot ce trebuie pe Bronia e atac și critical damage, restul nu trebuie nimic, poate HP recomand sub stat să ai mult HP, mult defense, pentru că știm și toată lumea știe că Bronia este lovită de toată lumea. La ce caractere trebuie să dau? Cred că orice ți-ar fi bun. Cred că orice ți-ar fi bun ție. Dacă crezi că Ghepard nu ți-e tank cu vieții, poți să dai la Aventurini, ăsta care e acum. Dacă vrei de PS Craio, poți să dai la Jinglu și poți să joci Jinglu cu Pela și Bronia și ai echipă extraordinar. Deci viitor vine Fuxian. Depinde de tine. Cu astea fi spuse, spor mare la farmat, că o să ai nevoie.